O nouă strategie de comunicare va fi implementată în următorii 2 ani de serviciul VAMAL. Aceasta urmărește creșterea gradului de satisfacție de la interacțiunea cu serviciul VAMAL, a gradului de conformare VAMAL a persoanelor fizice și a mediului de afaceri prin asigurarea unei informări adecvate, dar și creșterea înțelegerii din partea societății a rolului serviciului VAMAL în sistemul economic și social al țării. Elaborarea și implementarea strategiei este finanțată de Uniunea Europeană. Potrivit directorului serviciului VAMAL, Igor Talmazan, pachetul de inițiative prezintă în mare parte dezvoltarea unor noi canale de comunicare. În cadrul acestui proiect sunt combinate mai multe aspecte de bază și acele lacune care au fost identificate de către experți pentru a elucida și a pune în aplicare o altă modalitate de comunicare. Acele cu lucrare cu societatea civilă, cu mediul de afaceri și cu mijloace de informare în masă. De asemenea, strategia presupune elaborarea unui mecanism de management a situațiilor de criză. Presiunea a crescut enorm pe frontieră. Avem fluxuri majorate de camioane către Uniunea Europeană și din Uniunea Europeană din cauza faptului că rutele de comerț către partenerii tradiționali din Est au fost redirecționate și nemijlocit este rolul serviciului VAMAL să comunice corect, să aducă la cunoștință către agenții economici modalitățile și noile condiții de a face business. Republica Moldova în foarte scurt timp urmează să aplice codul VAMAL a Uniunii Europene și regulamentele de punere în aplicare. Deci avem nevoie ca, pe de o parte, mediul de afaceri să fie informat de către serviciul VAMAL referitor la procesele sale interne și referitor la aplicarea legii, iar pe de altă parte, mediul de afaceri să aibă posibilitatea să fie ascultată de către serviciul VAMAL. Strategia ar urma să fie implementată treptat până în anul 2025.